Salutare! Salut și eu! Bine ați venit la seria de mânturi la Crab cu Stelian Badiu. Suntem la cea de-a treia adaptare a lui Stelian. Nu, adaptarea de rig. Da. Simulează un IQ de rig, practic. Un IQ de rig. Realizat din frună, cu o singură, dintr-o bucată, în loc de nodul din bucla din partea de frontală a cărligului, o să avem acolo un varnish. Tot așa avem o simulare de bucură ca și la IQ de rig. Avantajul e că se face mult mai ușor și anodul culisează când e cazul, dar la cuvățarea peștelui pe acățătură culisează varnișul, se mută spre tijă, spre ochet și degajează zona, teoretic înțeparea mai bună. Super, iarăși libertate maximă. Da, același lucru ca la toate adaptările pe fluorocarbon, buclă în buclă. Văd acum că am coșul din dreapta sus, critica aia galbenă, dar asta e o montură de finețe maximă, cu critică de 12, de 14, un cârlic micuț, lucrează super. Crează probleme mari, e foarte eficientă. Super, în ce situație o folosești? Mai cam în toate situațiile, dar am mai spus, în competiții, cum am mers mai mult, nu prea poți experimenta acolo, joci ce știi, mai ales când ești în cărți. Când nu ești în cărți, mai experimentezi și mai analizezi ce se întâmplă, știi? Dar dacă ar fi să-mi aleg o motură când presiesc pe critică, critică de 12 pe cârlig de, hai să zic, 8, la crap, de dimensiune rezonabilă, dar ești până în 7 kg, așa jucă. La finețe maximă. Am înțeles. Sau cu cealaltă, multi-skip-ul, dar ai un pic mai de forță, asta e mai fină. Super. Acum, dacă vă uitați pe partea finală a nodului, celebre două noduri pe după, ridică bucla. Acum chiar se vede pe poza din colț din dreapta, efectul. Deci aici efectul e altul decât cel de la fir de păr, că nu vizez înțepare la cârlică, vizez distanțarea buclei. Dacă asta am culisat de optimă între bucla, bucla în care am prins, fixat critica, tot din fluorocarbon am făcut-o. Faci o buclă pe un suport, două noduri, treci prin critică și ai topit fluorocarbonul și ai rezolvat. Nu stai prea mult la povești, urgent. Nu mai folosești ață de nadă, folosești tot fluorocarbon, știi, sau mono, sau ce vrei tu. Da. Tot fir. Și asta iar o face foarte, foarte rapid, da, n-ai nimic greu în motor, absolut nimic, nici anou, nici baioneta, da, nici spin, nimic. Da. Dacă trageți un cârlic foarte ușor, critica deja are tendințe să devină popa mea, în seama asta. Că mă mai glumim, știi? Pui, adică pune în evidență foarte bine o critică, n-are nimic acolo greu. Creează probleme peștelui pe absorbție pentru că este făcută pe rigid, da? Deci e previzibil. E agresivă, da. E agresivă, da. Și imprevizibilul părții rigide își pune cuvântul, poate agăța de oriunde totuși, dar am observat că agața e surprinzător de bine, știi? Nu știu, mă agață mult jos. Mai trebuie să o pescuiesc. Aș minți să zic că am pescuit-o foarte mult și a dat rezultate, dar am zis mai. De asta am încurajat și pe alții să încerce și să spună părerea lor. Și da, să dea feedback. Ca și la variantele de plumb pentru Diosig, și acolo mai sunt de făcut reglaje. Dacă nu le pescuiești, nu-ți dai seama care e cea mai bună soluție. Ați văzut că soluții sunt multe la elicopterul de eliberare. Deci în caz de rupere să plece peștele numai cu rigul. Am prezentat soluțiile alea și acolo mai trebuie lucrat foarte mult până ajungi la cea mai bună variantă. Eu am ajuns la câteva concluzii, dar mai am nevoie de un sezon, două, ca să zic, nu? Asta e varianta cea mai bună. Practica te învață care e adevărul, știi? Perfect. Și dacă deci vrem un pic să sau îngreună, m-aș zice, păi se poate ai, folosi da, orice. Da, ai tot felul am pus acolo. Pot, da. Practic pescui orice, dar părerea mea că la o critică mică lucrează foarte bine. Ar fi mai recomandat. Și cu mix nou, adică de ce nu? Că nu trebuie, știu, un băleț de 14 cu hai de 12, 14 în zona aia cu un popa făcut sau un capac sau ceva de genul. Cred că ar funcționa foarte bine. Da, sau cum ai făcut aici cu un porumb. O critică cu un porumb. Da, exact așa, vezi că m-am jucat pe ea.
În ideea în care să o arăt care aplicația asemănătoare cu Delicu, de-aia am făcut-o, știi? Da. Și acolo și pe IQ Delic poți să jonglezi cu bilă mică și popa, un mix normal, așa, miniatură. Perfect, să trecem la proba practică, să vedem cum se leagă, cât de dificil este delegată această montură. A, nu e dificil, să știi. Deci adaptarea de, practic o să simulăm un Delic, IQ Delic, folosind nodul fără nod cu buclă, avem nevoie de un cârlig, o să lucrez cu un cârlig, o să fac o legătură mai finuță cu un cârlig Hokkaido de la Delfin, Cutter Carp, de 8. Nu o să pun micro string swivel sau nu, o să folosesc de data asta una nouă cu spin lung, ușurel, foarte elegant, de la Aldorado. Îl pun aici pe masă că vă arăt. Arăt originalul, așa. 15 mm, da. 15 mm, da, are două gheare foarte bine fixează. Mumeala e pentru German League Basting, da? Deci pentru ligul german e făcut. Îmi place că e foarte ușor. De la Mivado o să iau o alună tigrată, o critică gen alună tigrată half-half orange, aroma, half and half tigrate se numesc. Am pregătit una aici. Nu o să pun pe anul pentru că îngrunează legarea. Mm-hmm. Așa, ca să, în loc de nodul de buclă de la IQ de Rigo, să am un varniș. Am arătat cu ce varniș lucrez. Foarte moi, foarte elastice, de la Carp Zoom, Born to Catch. 0.5 până la 1.5, o să-l folosesc de data asta. 0.7, nu folosesc 0.9, că vreau să stângă foarte bine, da? Firul pe axul cârligului. Folosesc tot 0.35 Phantom, dar mai ușor de absorbit, mai finuț. Acum eu am tăiat un bandă de fluorocarbon. Eu am și un reper cu un pun la întins, întinzătorul. De obicei îmi tăiat o bucată câte întinzătorul sau mai mare, e reperul meu, știi? Fug de ce ric fac. Uh-huh. Am tăiat o bucată cu 4 de ce mai mare ca întinzătorul, bănesc că asta ar fi dimensiunea. Am mai făcut de asta un rigu. Da, cam asta va fi. Acum, primul lucru, mă ocup de varniș. Prin cu fluorocarbonul prin varniș. Așa. Deci introduci cârligul. Trebuie să introduc cârligul. Fără să stric varnișul, fără... Da, cu atenție. Cu atenție, încetul. Că dacă pici varnișul, după aceea nu mai susține de ligul. Da. Deci încet trebuie să trec sigur vârful, să nu ciupesc varnișul. Am trecut, sper să nu fi ciupit. E ok. Acum fac o șmecherie. O să fac un pic altfel bucla. Un pic am trecut prin ochet firul, da? Mă duc și fac partea de blocare. Bun, e suficient de mare. Și să vedem ce am făcut acum, dacă tot e corect. Am introdus fluorocarbonul pe anou. Așa. Deci până acum ce am făcut? Deci am intrat, da, dinspre exterior, am trecut prin anou, am intrat prin varniș, am trecut cârligul prin varniș, am trecut acum anou spinului, da? Mm-hmm. Ies acum cu celălalt capăt prin ochet. E, acum trebuie să-mi fac bucla de Delic. Aici după preferință, eu cam așa o să las, uite. Mai larg un pic. Stai să o țin mai bine în focus. Așa, bun. Uite, eu foarte puțin mai scurtez, că e un pic cam largă, bun. Acum atisez absolut normal, ca la orice legătură, nu fără nod, banal de simplu. Deci până acum, ăsta cred că e cel mai ușoric de făcut din adaptări. 3, 4, 5. Și de două ori de data asta, firul pe care am varnișul rămâne lipit de tijă și trec prin de cele două fire, da? Deci prin bucla D-ului trec, de două ori. Deci este foarte finuț D-ul ăsta, adaptarea asta e foarte finuță, merge cu critice mici. Mă grijă la partea finală, aici un pic de problemă, trebuie să aveți grijă până de să învârte firul. Da. Pe și anou și nu știu dacă am trecut bine acum, trebuie să verific. Și anou și spinul.
spre sub perfect, mai trebuie să trec o dată, încă o dată printre cele două fire ale buclei, deci așa se vede la cameră, cred că acum. Un pic. Printre, acum chiar mai trebuie dinții, deci am două bucle pe sub, printre cele două fire, da? Da. Nu mai are sens să mai fac încă una, ies printre, prin ochet. Ați văzut când am ieșit din, pe partea dinspre mine, nu ies din partea opusă mie, da? Da, ca partea să termin mine, rotația. Dacă mă ies pe cealaltă parte, deci nu termin rotația, deranjez firul de buclă, de cel de sus, de la deși nu mai funcționează de o calumă. E singura greșeală care pot face. Deci am două spire pe sub firul principal al deului, da? Cel de sus. Cele două fire, se vede ce frumos distanțează firul de sus de tijă, fără cele două spire, era așa de lejer deu. Ajută funcțional. E punctul slăbuț al acestui, de foarte finuț, da, e clip micuț, totul e fin, e varnișul. Că să întind se rupă. Din păcate, da, și eu am încercat, am recuperat legătura, dar nu totul nu merită, e fluorocarbon, trei o anumită ținută, dar în rest nu ai ce să-i găsești de vină. La agățătură varnișul culisează în spate, nu deranjează deloc la agățătură. Mm-hmm. Am scăpat de problema deului. Eu recomand varianta asta cu critice foarte mici, fine, 14-12, zona aia. Nu știu, da. Proporțional cu cliul care îl pui. Același lucru. Merge și o bilă foarte bine și o bilă critică, dar n-aș urca. Acum, dacă pui un clic de, știu eu, un curșang de 4, poți să pui și o bilă de 24, nu-i problemă, știi, da? Mm-hmm. N-am pescuit așa, nu știu, n-am analizat ligul la sarcină mai mare, numai la chestii fine, așa, pe toate l-am gândit. Nu știu cât de bine ar merge la așa ceva, la 24 sau la o bilă mai mare. Super. Mai am de închis ligul. Pe curșan se vede că se închide mult mai agresiv, vezi? Da. Asta e avantajul curșangului. Un 8 și gata, am rezolvat problema. Bucla 8. Bucla 8. Am creat excesul de fir și acum mai pun un șurn de varnișul de protecție. Era pregătit pe croșet din timp. Încă un pic de retras. Asta este. Și acum spre legea ligul. Așa și mi-am demontat. Spin foarte ușor, aruna half and half tigrade la Nivado. 3-4 culori are. Se prindă pe măsura cum arată. Spinul de la Andrado are niște spin foarte, care fixează foarte bine. E tractare de tot și acum ce dată, vezi dacă aș forța. Și înseamnă că stă liniștit în apă mult și bine. Cu un nou, cu gradul maxim de libertate aici. Spectacol. Deci mergea și ceva mai ușor, dar e singurul element mai greutate din tot ansamblu. Eu zic că e ok. Având în vedere că totul trebuie să rămână pe fund și numai critica un pic săltată, o să vedem la prova practică. Mai arată, te rog, o dată la cameră și după vedem la... și în apă cum se comportă, dar arată demențial. Adaptarea de, ziceam că e o montură pentru chestii mai finuțe, acum am pus o tigrată, o critică tigrată de la Nivado, dar cu culori care îți place ție. Ia să vedem, da. Pus-o prin cursang, un pic ștarsă, da. Îi dăm drumul, e ok, pentru că nu văd nimic. E super. Cârligul e culcat și se ridică. Cursang, deci e mai greu. Da, e mai greu. Destul critica de... trebuie să nu atingă substratul. Nu, e... nu, da, da, okay, e super ok. Bine. Foarte tot, bine. Tot adaptare de, dar și avem numai o buclă, mm-hmm. Sunt chestii fine. Da. Un nou mic și un snowman, da? Adică, nici nu știu dacă snowman vedem acum, ar trebui să fim pide snowman. La limită, dar e o bobă mică de porumb, da. Capac la o bilă mică. Deci o variantă de substrat, corect. Un pic de atracție acolo, contrastul, da, dintre culoare, dintre bile și boba galbenă. Și avem dincolo o critică, da? Și acum să vedem ce se întâmplă la vibrație. Da, libertate maximă. Maximă, da. În dreapta, dreapta, da, și din coace
Da. Eu de clar că nu e statică, nu, deci, da, e de fund. Baba e de cor, ca să zic așa, pentru atracție. E culoare. Da. Foarte bine arată și această montură. Sperăm că o veți folosi. Tot în zona fină, știi că e mică biluța de acolo și baba e mică, e un SP foarte mic, știi? Da. Miniaturi. Așteptăm chiar și în comentarii pentru toate videourile dacă ați folosit această montură și ce rezultate ați avut sau dacă mai aveți întrebări pentru Stelian. Super! Like, share și subscribe și ne vedem la următorul.